Vineri, la Biserica din Hilișeu, Horia, a avut loc unul dintre cele mai impresionante concerte de colinde din județul Botoșani. 10 de ansambluri formate din copiii satelor au cântat în fața altarului cântece tradiționale de Crăciun închinate nașterii Domnului. Mă bucur enorm că am reușit cu minunații copii, cu dascălii, cu preoții, cu foarte multe lume implicată, părinții care au fost alături de noi și au înțeles că prin tradiție, prin a păstra această identitate națională, rămânem un popor puternic și băgat în seamă pe spectrul mondial. Oamenii locului s-au adunat cu micul mare și s-au bucurat de această sfântă reuniune a comunității. Această sărbătoare este una dintre cele mai mari, așa și, după cum se vede, nu ne bucurăm numai noi, dar ne bucurăm și mai mult prin ăștia tineri. Copiii continuă tradiția strămoșească. Continuă și o continuă, cred că cu bine, suntem tare mândri de așa ceva. Ne plac colindele creștinilor, a tot creștinilor, pentru că de asta ne-am adunat aici, să cinstim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, alături de grupul de copii, de la școala noastră, de la școalile de vecine, să vă fim alături. Ansamblurile au fost pregătite de multe ori, chiar de elevi sau tineri dedicați conservării culturii tradiționale și a colindei de Crăciun. Am fost îndrumată de către părinte și mi-a plăcut foarte mult ideea, cu toate că aveam și școală în acest timp. Și da, am ajuns să-l fac. Tradiția înseamnă să-ți cunoști obiceiurile și să trăiești într-o țară ca aceasta. De altfel, evenimentul de la Hilișeu are deja tradiție, născându-se la inițiativa edilului Ioan Butnaru, împreună cu preoți și oameni de cultură din comună. La geamul meu au venit acum 3 ani sau 4 ani câțiva preoți, dascăli și au cântat acest colind, vin colindătorii cum veneau odată. În momentul ăla am zis că e musai să facem ceva ca în fiecare an, înainte de nașterea Domnului, să slăvim prin aceste cântări minunate, prin glasurile copiilor, momentul înălțător și nu numai prin aspectul acesta religios, ci prin aspectul să ne adunăm. Unde? În casa Domnului, să ne adunăm în căminul cultural, să ne adunăm pentru că acolo unde suntem mulți se nasc idei frumoase, se răsplătesc toate cele care de-a lungul anului s-au înfăptuit. Fiecare ansamblu și-a prezentat cele mai frumoase colinde, iar la final toți au fost răsplătiți.